Lucrările la o nouă parcare au fost finalizate în Drobeta Turnu Severin și aici proiectul a vizat, în afară de amenajarea propriu-zisă a locurilor pentru parcat mașina, realizarea tuturor utilităților aferente, iluminat public, preluarea apelor pluviale, extinderea rețelei de gaze naturale, precum și amenajarea spațiilor verzi. Strada asta n-a fost reabilitată din 1985, de când s-a dat blocul de folosință. Acum, datorită domnului primar, am făcut adresă. Eu sunt la asociație din 1984. Am făcut adresă, e în adresă. Și datorită domnului primar, am făcut o chestie bună. Noua parcare se află pe Alea Mărgăritarului din Drobeta Turnu Severin. Înainte de a fi amenajată, aici existau mai puțin de 30 de locuri de parcare. Mai mult decât atât, în zonă nu era niciun sistem de preluare a apelor pluviale, așa că de fiecare dată când ploua, se formau bălți imense. Foarte prost. Foarte rău arătat, da. N-aveam canalizări, n-aveam nimic făcut de când ne-am mutat din 85 aici. Și acum? Acum foarte bine. Mulțumim domnului primar. Eu stau de 20 de ani și niciodată nu s-a făcut nimic. Era urât, urât. Acum ne place, foarte frumos. Mulțumim celor care ne-au făcut. În sfârșit, avem și noi o stradă frumoasă. Se face și racordul pentru gaze naturale în același. Da, da, ne-a băgat și gaze, acum avem până la scară. Când o fi să băgăm, s-o da drum, mă rog, noi mulțumim. Această parcare face parte dintr-un proiect mai complex, un proiect mai mare, un proiect ce a vizat și parcarea dinspre zona Cicero, la celelalte blocuri, dar mai avem și încă două parcări mai mici în spatele XF-urilor. Sunt 256 de locuri de parcare cu amenajarea întregii zone. Extinderea rețelei de gaze, vorbim aici, vorbim de preluarea apelor, vorbim de aleile de acces în bloc, trotuare. Reabilitarea zonei a fost cerută cu insistență și de către locuitorii de aici. De asemenea, președintele Asociației de Proprietari a cerut ca cei care depun cereri pentru concesionarea locurilor de parcare să o poată face doar cu dovada achitării la zi a restanțelor la întreținere. Eu la Asociație m-am o datorie. Când dați parcările când se cumpără, să ceară și la Asociație o diferență cu regia la zi. Da, 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 obligatoriu. Amenajarea parcării s-a realizat pe fonduri proprii ale primăriei severinene.